Păi, ce se plâns că aceia vor moșteni pământul, fericit se plâns și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiind lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora iese împărăția cerurilor. Fericiți veții când vă vor ocări și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind pentru mine. Yeah.
zisa Domnul către ucenicii săi, păziți-vă de oameni, pentru că ei vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă prinși în sinagogi și în temnițe, și vă vor duce la împărați și la dregători din pricina numelui meu. Și vi se va întâmpla să mărturisiți, puneți deci în inimile voastre, să nu vă gândiți pe mai înainte ce veți răspunde, căci eu vă voi da cură și înțelepciune, căreia nu îi vă putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii noștri. Și veți fi dat și de părinți, și de frați, și de vreni, și de prieteni, și unii dintre voi vor fi dați la moarte, și veți fi urâți de toți oamenii din pricina numelui meu. Dar niciun păr din capul vostru nu va pieri. Mirătarea voastră vă veți păstra sufletele voastre. Zisa Domnul către iudeii care crezuseră în El, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Pâinea care se pogoară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu voi da este trupul meu, pe care eu îl voi da pentru viața lumii. Deci se încercau între idei și ziceau, cum poate acesta să le dea trupul său ca să mâncăm? Dar Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun nouă, de nu veți mânca trupul Fiul Omului și de nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață de voi.
Preacuvioși părinți stareți, preacucernice părinte director, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, împreună slujitori, iubiți credincioși, aveam de gând să încep cu alte cuvinte, cuvinte ale Mântuitorului, cel ce va mărturisi numele meu înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu. Dar când a început Sfânta Liturghie, cu cei mai buni diaconi din țară, din Patriarhia Română, și grupurile acestea deosebite, care au cântat la strană, simbolizând pe îngerii, care au cântat la Iezdea din Betleem, venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, când s-a adus pace din nou între pământ și cer, între om și Dumnezeu, și cu atâția preoți, imediat mi-a venit în gând să încep cu aceste cuvinte. Chiar ne-am simțit ca în cer. Dacă se mai întreabă cineva cum ar fi în viața de dincolo în Împărăția lui Dumnezeu, să vină în biserică și o să prebuste starea din Împărăția lui Dumnezeu. Ne-am adunat atâția și preoți, și diaconi, și cântăreți, și mai ales dumneavoastră, în cinstea Sfinților Mari Mucenici, Zenobie Episcopul și sora sa Zenobia, ocrotitorii Sfintei Mănăstiri, unii din ocrotitorii Sfintei Mănăstiri acesteia, pe care îi pomenim astăzi, dar și în cinstea părintului stareț Zenobii. Da, în alt preasfințitul Teodosie de la Tomis, este prezent prin diaconii și grupul psalt. Că iubește mult mănăstirea aceasta și mai ales pe părintele stareț Zenobii. Cel ce va mărturisi numele meu înaintea oamenilor și eu vă mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu, spunea Mântuitorul. Da, martorii Fiului lui Dumnezeu sunt sfinții și mai ales martiri. Veniți-ne chine Împăratul nostru Dumnezeu, veniți-ne chine Sfântul Împăratul nostru Dumnezeu, veniți-ne chine Sfântul Împăratul Hristos Împăratul. Domnul mă paște și nimic nu va lupți, dar loc de pășune acolo m-a sărășit. Dar o odihnii m-a hrănit sufletul meu la întors, obățuit m-a căi pe căile dreptății. Pentru mine tău, că de voi și umbla în mijlocul morții, mă vei teme de rele. Că tu cu mine ești, tu iadul tău și varga ta, acestea m-au învuiat. Gătit ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc, un secundere în capul meu și paharul tău, este adevărat mă ca un puternic și mila ta mă va urma în patrile de tineri, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Mie îmi revine doar să mulțumesc, așa cum fiecăruia în viața lui, atunci când viața este ghidată și ocrotită de Sfântul pe care l-a primit la botez și la călugărie, astăzi avem în viața Bisericii Mănăstirii Nechip mai multe sărbători. Deși în calendar, după care ne ghidăm viața, nu este consemnată această zi Crucea Roșie, dar pentru noi, pentru mănăstirea noastră, pentru cei ca cărora le datorăm cinstire și evlavie și ascultare față de ascultarea pe care o au de la Dumnezeu Sfinții Mucenici Zenobie și Zenobia, care ocrotesc altarul
bisericii de la Paraclis, Paraclisului mănăstirii, care a devenit ocrotitorii așezământului monahal și a tuturor celor care vin în mănăstirea noastră și a tuturor celor care le cer ajutorul Sfinților Mucenici Zenovie și Zenovia. Odihnească-n veci. Se pare că e prea o închisoare ceva forțat.
deși el este chemat, deși are abilități să stea în mănăstire, dar nu din la mănăstire. Pentru că este un medine că este acolo. El rămâne cam dezbrăcat ca cel care era la nuntă, fără de haină. În lumea de astăzi, toți suntem chemați în misiunea noastră de a mărturisi pe Dumnezeu, dar depinde de noi. De fapt, cel care nu avea haine de nuntă, de fapt, nu avea haina botezului. Se cheamă Meledonul, ca prețărmul de cristal. Orice clipă îmi aduce al nou dor acolo sus, unde inima cu toată dragostea pe veci mi-ai dus. Unde inima cu toată dragostea pe veci mi-ai dus. Alt nou dor, orice clipă îți aduce Sfântul Praf. Tot ce-a pot avea pe lume, mai curat, mai scump, mai drag. Tot ce pot avea pe lume, mai curat, mai scump, mai drag. Rugăciunea și cântarea vin să spun în lacrimi când te dorești un suflet care te iubește atât, atât. Te dorești un suflet care te iubește atât, atât. Stareți înconjurat de flori. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și sfârșit în vecii vecilor. La mine, prea Sfântă Trăimii, miluiește-ne pe noi, Doamne, plătești păcatele noastre. Stăpânii, iartă fără de legile noastre, Sfinte și știază și nicăi putem să-i luăm. Amin. Cu domnule dreptilor, celor ce s-au săvârșit, odinește mântuitorule, sufletului, adormitului, robului tău, păzindu-l pe dânsul într-o viață, cea fericită care este de la tine, iubitorule de oameni. Binecuvântată, Doamne, unde tot ce citește, odihnește, odihnește și sufletul robului tău, că însuțește de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care ne fi pogorât la iad. Ce dezlega durerile celor fericite, veșnică pomenire, veșnică.